luat-o de ce? În pomă sau nu știu cum. Am ajuns acolo, eu eram piartă. Toți pe lângă mine, că au venit prieteni de-aia, poate și 20. Sunau pe la doctor, pe la... Dar ce să facem că acolo când au ajuns la urgență, nici medic nu era. Cardiolog. După o jumate de oră avea o apărut. Medicul cardiolog. Da. A venit o asistentă, m-a chemat pe mine acolo unde o resuscita la intensiva, ceea ce-i jos. Așa m-a chemat în luntru să mă lămurească și să mă întrebe dacă m-a luat brutală. Știi? Așa, brutal m-a luat. Să-mi spuneți ce-o beut. Am zis, doamnă dragă, nu te supăra. Fica mea nu bea. Așa ceva nu folosa. Dacă vreți, eu vă pui oameni martori. Unde-o mai fost? Pe la chefuri sau pe unde-o fost? Și să spuie oamenii ăia câtă răchiu bea. Sau o fumat. Așa ceva nu a pus în viața ei. Da, se văd în sânge, în analize, puteau să vadă că nu... Da, dar i-am o luat pe altă parte, știți? Că barămite că o beut sau ce medicamente o luat. Așa ceva nu a luat. Ia medicamente, eu pot să jur pe orice ce. Și dacă lua medicamente, vomita. Adică ieșa în comă. Da, așa se întreabă prima oară. Și am ieșit de acolo afară, m-am pus iar acolo pe scaun. Stăteau ăștia alți toți pe lângă mine, că ei știau că ea deja era... Atât au venit și mi-au spus, face numai în comă indusă, dar să mai răspunde câteodată și iar cade. Eu știam că zic, nu mai. O venit iară cu punga, eu luat tot aurul, uitați care. I l-a băgat în punguliță, deja eu mi-am dat seama. După aia au venit iară cu altă pungă, au zis, v-am adus punga cu haine, că restul le-am tăiat. N-am zis nimic, am pus mâinile. Dar eu nu știu de ce eu mai vin, doamnă dragă, când știe la oameni de ăștia că au murit, nu îți mai trebuie. Eu nici n-am vrut să mă uit la ele, să le mai văd. Le-am aruncat la container, că nu luam să-mi dea hainele, că mie nu-mi trebuie haine. Mie-mi trebuia fata. Așa.